E2. A, mai ieftin decât de monetizare. Ia, mamă, ce rimă nașpa am făcut. Băieți și fete, vreau să vă spun că azi am ajuns într-un punct în care n-aș vrea ca niciunul dintre voi să ajungeți. Am realizat faptul că YouTube-ul din România, mai bine zis, hazul românilor, e fucking mort. De fapt, stai, că e mort cam din 2016 de când s-a înființat Junimea, deci despre ce vorbim? În fine, am intrat pe YouTube frumos, am zis să intru puțin pe trending să văd videouri de calitate postate de YouTuberii noștri de calitate, bineînțeles. Hey, yes! Și am dat în jos să găsesc ceva super amuzant, știți, aveam nevoie de haha. Știi, să fac haha, cel mai bun remediu ca să scap de depresie pentru că n-am fost nominalizat YouTuberul anului 2018 când clar eu am fost. Și am dat de video ăsta, Mari nu apă parodie. Am zis că bă, hai să mă uit la el, are parodie în titlu, deci ar trebui să fac haha când mă uit. Bună, sunt Mari, am 37 de ani și sunt mocheta casei. O zis mocheta casei în loc de cocheta casei. Am vine să dansez dansuri din Fortnite la ce brinde, aveși mi-o dat gluma asta. E, cum vi se pare la noi la Miami? Nu suntem la Miami, nu! Suntem la țară, la Gorunești! E la fel ca la Miami, doar că voi nu aveți ieșire la nicio apă. Vai, ăia la Miami au ieșire la apă? Vai, orice, dar nu apă! Păi primarul nostru dacă aude de apă ne dă cu ea în cap! Mamă, frate, astea-s glume top! Tier, nu le înțeleg eu, că sunt ultimul normi obosit. Înțelegi ce vreau să vă zic? Vă zic, băieți, eu chiar sunt normi și din cauza asta am probleme să mă integrez în societate. Adică știți, când era gluma aia, mimul ăla foarte genial cu să vină bulili, atunci eram încă la liceu, o zis cineva chestia aia în clasă și eu i-am zis, bă, că e cea mai de căcat glumă existentă. Bă, și-a început să sară la bătaie vreo 10 pe mine, bă, zici că era Mandingo Party, să mor de nu. Bă, și de atunci mi-am dat seama că sunt normi. Și că umorul ăsta de clasă mă depășește. Ia să vedem unde ajungem. Unde să ajungem? Tot în față, că eu numai în față merg. Mergem la oraș. Am auzit că ăștia la oraș fac focul la calorifere. Se încălzesc la fiare. Cred că dacă se supără primăria le stinge focul. Doamne. Bă, vă zic acum ceva, fără sarcasm, fără ironie, ăsta e cel mai amuzant clip pe care l-am văzut de la greșeli în Five Gang Sauce în coace. Vă zic, umor top tier, băieți, umor top fucking tier. La oraș, străzi asfaltate. Noi la țară nu prea obișnuim cu străzi asfaltate, că nu sunt bune. Că dacă vii beat acasă și ai căzut, te-ai lovit cu capul de asfalt și mori. Da, na. Aici căzui, aici muri. Deci nu sunt de acord cu așa ceva. Vai. Deci aici la oraș când se topeze zăpezile, nu ai pe unde să mai calci. Deci... Vai, am călcat în apă. Vai, deci nu pot să cred. Am călcat în apă, orice, dar nu apă, putea să fie să... Pos, bă, nu înțeleg, frate, cum dracu peste un milion de oameni au râs la chestia asta, mă, no shade pentru tip, nu-l cunosc, nu mă uit la ce face, poate e un geniu al umorului sub acoperire, dar o, video ăsta e dureros de neamuzant, la fel de dureros ca și faptul că eu l-am votat pe Dragnea și o să-l votez mereu pe Dragnea, hai PSD, voi faceți România mai bună. Grasă, pisicuța, e grasă, nu e așa mochetă ca mine, nu, e grasă, pisicuța, ea nu-i ca mine tot înainte, așa, e pisicuță. Scuzați că tot zic că virgulă chestia asta e umor top tier, dar chiar e umor fucking top tier, adică nu știu dacă ați văzut, dar cam în România, ca să ai succes pe YouTube făcând conținut de comedie, trebuie doar să faci o clip în care zici replicile dintr-un meme dezastros de neamuzant la fel ca Junimea. Să pui un instrumental din ăla free no copyright funny songs găsit pe YouTube când scrii funny song și să pui parodie în titlu și boom, un milion de views. Haha. Sau mai e o metodă, să te uiți la oamenii străinătate ce fac story time cu animații și să le copiezi poveștile pentru că tu ai o viață extrem de plictisitoare și nu se întâmplă nimic în viața ta, să faci o animație low budget care seamănă mai mult cu un slideshow făcut în Paint și BOOM! Un milion de views! Ce ușor, frate, ce ușor să mor eu! Ce prost să-ți bă, frate, că eu nu fac la fel! Așa e, băieți, mă, spuneți-mi dacă vreți să auziți episodul următorul story tale despre cum mi-am prins dicul în Blender, că vă rezolvă tata! Și da, băieți, aici aveam vreo 13 ani și am văzut blenderul ăsta care stătea aici frumos și am zis că bă, uite, are o gaură destul de mare, așa că intră dicul în el și am zis că bă, să-mi bag dicul aici pentru că e singura gaură în care intră cât de cât și am băgat dicul înăuntru, știi, a băgat dicuțul ăsta înăuntru, bum, și bum, bum, kiss, bum, 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 kiss, bum.
Kiss. Am apăsat pe buton că am zis că bă, face masturbare gratis butonul ăsta, ești nebun. Și gata, bum, nu mai aveam dick, gata, dick-ul mort, rip. Rip, da, rip, rip. Un milion de views, mulțumesc frumos de un milion de views, mulțumesc că m-ați urmărit. Nu uitați să-mi donați pe Patreon, pentru că eu sunt prea leneș să muncesc pentru banii mei. Așa că o să-mi deschid Patreon să-mi donați futu-vă în gură de ratați. Toaleta, da. Noi la țară nu obișnuim așa. Nu, o baie în casă, da, dar toaletă, nu. Pentru că aici mâncai, aici mă căcai. Nu, noi la țară ieșim din casă, direct în fundul curții, tot înainte. Că nu așa ne place la țară, mereu înainte, în față. Content de calitate, boys. Content de fucking calitate. O luat o scenă și replicile din scena aia și le-o pus în parodie. Damn. Parodiile astea, bă, ce le fac românii, jur că ar trebui să fie băgate în filmele lui Adam Sandler, cât de amuzante îs. Bă, ce ciudă mie pe cei ce nu sunt români. Nu știu ce e umor de calitate. Nu știu ce nu știu ce pierd. Mi-e ciudă pe ei că au neuronii prăjiți de la spice-uri și nu de la umorul ăsta spicy românesc. Respect Kendama 2019. Nu uita că soțul meu are probleme cu rinichii și trebuie să bea multă apă. Vai, bărbatul ăsta bea apă? Vai, nu se poate. Păi soțul meu n-a mai băut apă de la grădiniță. Păi dacă aude soțul meu de apă, îmi dă cu sticla în cap. Deci nu se poate, nu. Deci bărbații suferă pentru soțiile lor. Deci, nu. Să se ducă la bar. Să vadă alți bărbați cum beau rom sau vodka. This is so sad. Alexa play Alex Alvarez pussy. Mai bun ca originalul. Fuck out of here, man. Tu comentezi și la videourile mele. Cum n-ai mai ajuns aici? Mă dezamăgești, băiete. Bă, nu zic că eu sunt ceva geniu al comediei. Nu sunt deloc amuzant și nici nu știu de ce dracu se uită lumea la mine pe YouTube. Dar e super trist când până și americanii care reiază din porțelan, frate, jur că sunt din porțelan, că se ofensează din orice le zici, din absolut orice le zici, până și ei au umor mai de calitate decât românii. Mă jur, frate. Nu sunt eu stand-up comedian sau mort în cadă, dar când văd ceva groaznic, e groaznic, frate. Și din păcate nu prea vezi ceva ce nu e groaznic la noi pe YouTube și e super, super sad. Adică vreau să râd și eu puțin, dom'o, mea, chiar am făcut un stream acum câteva zile cu Norbis și am reacționat la videouri și jur că am intrat în depresie. Bă, dar nu era nimic, dar absolut nimic interesant pe YouTube la noi în România și e trist rău de tot. În fine, frate, 2019, an nou, bla bla, deja au trecut prima lună în 2019, mai avem 11 și sper că o să ajungem și noi la măcar mizeria de sub unghii a celor din străinătate în materie de content, că acum nici măcar aia nu suntem. Oricum, mersi frumos că mi-ați acordat câteva minute din viața voastră prețioasă și te-ai uitat cu mine la videoclipul ăsta care cel mai probabil ți-o omorâ pofta de sex pentru următorii 3 ani, dar viața e frumoasă, băieți, când avem junimea ca sursă principală de umor de calitate. În fine, oricum, dacă facem 69 de like-uri la videoclipul ăsta, aș fi prins 69, ha, râdeți. Dacă facem 69 de like-uri la video ăsta, mă apuc de parodii și nu uitați de subscribe cu clopoțelul activat, follow pe Insta să fac și eu 60 ca followeri. A, da, și încă ceva. Un like și primiți...